dimineața și pacea Domnului, scumpi prieteni, din această dimineață de Sabat Sfânt. Vă spunem bun venit în această dimineață în jurul Cuvântului Dumnezeu. Sperăm că ați avut parte de o odihnă binecuvântată în noaptea care a trecut și acum suntem pregătiți să învățăm la picioarele Domnului Iisus. Dorim să spunem un bun venit celor care poate ne urmăresc pentru prima dată în această dimineață, fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie revărsată peste noi toți. Înainte de a deschide Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, aș vrea să ne rugăm și o voi invita pe fiica noastră, pe Iana, să vină să se roage pentru noi, pentru ocazia aceasta în care vom studia Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață. Iana, te rugăm să vii să te rugi. Probabil că unii dintre dumneavoastră, după intervenția mea în această dimineață, v-ați gândit și a spus, eu nu știam că fratele Andrei are doi băieți, are și o fată. Vă aduc aminte că în lucrarea de slujire, de predicare a Evangheliei, avem mulți copii. Sunt multe suflete care au fost chemate la adevărul lui Dumnezeu, au fost atrase de adevărul lui Dumnezeu și mulțumim Domnului pentru toți aceia care au ales să rămână de partea Domnului Iisus Hristos. Mulțumim Ianei, atât pentru punctul muzical din această dimineață și celorlalți copii, cât și pentru curajul acesta de a se ruga și de a cere binecuvântarea lui Dumnezeu în această dimineață. În același timp am dorit ca să cerem ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu peste toți copiii dumneavoastră, acolo unde se găsesc. Sunt părinți care au copiii departe în această dimineață. Sunt peste mări și țări, însă inima lor este aproape de ei, privesc cu îngrijorare la viața lor și la tot ce se întâmplă în această lume, însă dorim ca ajutorul lui Dumnezeu să fie de partea noastră și în aceste vremuri grele prin care trece nu numai țara noastră, cât și întreaga noastră planetă. Dorim ca în această dimineață să continuăm studiul început aseară prin Harul lui Dumnezeu, învățăm despre seminția lui Isahar și cei 144.000. Prin Harul lui Dumnezeu, în ocazia de început de Sabat Sfânt, aseară, am învățat lucruri deosebit de importante pentru aceia care vor primi sigiliul lui Dumnezeu, caracteristici deosebite, subliniate de Sfânta Scriptură, în dreptul celor care vor primi sigiliul lui Dumnezeu. Și am văzut că o calitate deosebit de importantă în aceste vremuri din urmă este această calitate de a purta poveri și nu puține în lucrarea lui Dumnezeu, responsabilități în aceste zile din urmă. Însă la fel de important este spiritul în care noi vom purta poverile acestea, responsabilitățile în cadrul lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem chemarea pe care ne-o adresează El în aceste zile din urmă, responsabilitățile pe care putem să le luăm pe umerii noștri în cadrul lucrării lui Dumnezeu și împreună nu numai să ne găsim așteptând grăbirea, venirea Domnului Iisus, dar să și grăbim momentul revenirii sale. În această dimineață aș vrea să vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Geneza la capitolul 49. Geneza, capitolul 49, vom continua studiul nostru, seminția lui Isahar și cei 144.000. Însă, în aceste momente de dimineață vom sublinia o altă caracteristică, o altă trăsătură importantă în cadrul acestei seminții. Geneza 49 și vrem să citim de aici, de la versetul 1.
Geneza 49 și vom citi de aici de la versetul 1 și versetul 2. Apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom folosi și o altă traducere. Avem în ocazia aceasta traducerea Fidela, care este o traducere mai autentică a cuvântului Dumnezeu, este foarte aproape de original și dorim ca să comparăm cuvântul lui Dumnezeu pentru a înțelege mai bine aplicațiile cuvântului Sfânt pentru noi în aceste zile din urmă. Geneza capitolul 49 și vrem să citim de la versetul 1 și versetul 2. Aici Iacov, părintele patriarhilor, strânge pe fiii săi pentru a le spune niște cuvinte deosebit de importante, cuvinte ce au o semnificație profetică. Biblia spune, Iacov a chemat pe fiii săi și a zis, strângeți-vă și vă voi vesti ce se va întâmpla în vremurile care vor veni, spune traducerea Cornilescu. Strângeți-vă și ascultați fiii ai lui Iacov. Ascultați pe tatăl vostru Israel. Observați în versetul 1, în cartea Genesei, capitolul 49, Iacov îi strânge pe fiii săi, el care avea autoritate, care era preotul, el care era conducătorul familiei, și el spune, strângeți-vă pentru că mesajul pe care vreau să vi-l prezint este un mesaj care are de-a face cu vremurile viitoare. Strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni, spune traducerea Cornilescu. Dacă vom citi în traducerea Fidela, pasajul acesta sună astfel. Strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile din urmă. E bine, noi știm că niciunul dintre acești patriarhi, acelor 12 seminții, nu trăiește în aceste zile din urmă. Ei au murit, se odihnesc în țărâna pământului. Dar privind la cuvintele lui Iacov, înțelegem că toate aceste cuvinte rostite de Iacov în dreptul fiilor săi, cuvintele acestea au o aplicație deosebită pentru aceia care vor trăi în zilele din urmă. Și studiind Geneza capitolul 49, Dumnezeu ne prezintă pe de-o parte defecte de caracter. Dumnezeu ne prezintă ispite pe care noi trebuie să le biruim în viața noastră în aceste zile din urmă, pentru ca noi să ne putem număra în rândul celor care vor primi sigiliul lui Dumnezeu în aceste zile din urmă și vor avea parte de protecția lui Dumnezeu în aceste zile din urmă. Capitolul acesta este un capitol deosebit de important. Pe de altă parte, capitolul acesta, Geneza 49, comparat cu Apocalipsa capitolul 7, este un capitol care ar trebui de studiat pentru a înțelege calitățile bune, caracteristicile bune subliniate de Iacov, tatăl acestor fii, calități pe care eu și cu dumneavoastră trebuie să le avem în viața noastră și prin Harul lui Dumnezeu trebuie să îngăduim Duhului Sfânt să le dezvolte în viața noastră, în această lucrare lăuntrică, lucrarea aceasta inimii, pentru ca noi în cele din urmă să fim declarați de Dumnezeu ca fiind acele persoane vrednice pe care Dumnezeu le poate sigila în aceste zile din urmă. E bine, în contextul nostru în această dimineață, studiind despre seminția lui Sahar și cei 144.000, cuvintele rostite de Iacov în dreptul lui Sahar, vorbim aici nu despre seminția lui Sahar fizică, nu ne adresăm acestui părinte al patriarhilor, Isahar, care a murit, ci vorbim despre calități pe care trebuie să le avem eu și cu dumneavoastră, creștinii, în aceste zile din urmă, cei care l-au primit pe Domnul Hristos în inima lor. Mergem în Iacov la capitolul 1 și vrem să citim de aici, de la versetul 1. Iacov, capitolul 1, și vrem să citim de la versetul 1, vom vedea cui a fost adresată
această carte controversată adesea, mai ales pentru aceia care nu au o înțelegere echilibrată a mesajului neprihănirii prin credință. Dacă vă aduceți aminte, în timpul Reformațiunii, chiar Martin Luther și alții au ajuns la concluzia că această carte din Sfânta Scriptură Iacov nu își are locul în Biblie. Ei credeau că această carte nu este o carte inspirată, deoarece în Iacov sunt prezentate lucruri care ar trebui înțelese în mod echilibrat în privința mesajului neprihănirii prin credință. Și din nefericire această idee este repetată chiar și în aceste zile din urmă în care trăim. Iacov capitolul 1 și citim de la versetul 1, Biblia spune: Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Cui a fost trimis mesajul acesta? Celor 12 seminții care sunt împrăștiate. Dacă noi am înțelege că aceste seminții au de-a face cu Israelul fizic, Israelul literal, atunci această carte nu este pentru mine și pentru dumneavoastră. Dar noi înțelegem că aceste 12 seminții fac referire la toți aceia care au primit pe Hristos în viața lor. Toți aceia care l-au acceptat pe Hristos în inima lor. Pentru că nu toți aceia care se coboară din Israel, spune Roman capitolul 9, versetul 6, sunt Israel. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Nu este acela care este tăiat împrejur fizic, ci iudeu este acela care are inima tăiată împrejur. Iudeu este acela care se găsește într-o relație cu Domnul Iisus Hristos. În cuvânt și faptă, el urmează modelul Domnului Iisus Hristos. De aceea, mesajul adresat de Iacov, lui Isahar, cuvintele acestea profetice, care au o aplicație pentru zilele din urmă, cuvintele acestea sunt adresate în mod special creștinilor, copiilor credincioși al lui Dumnezeu, bisericii lui Dumnezeu, aș putea spune, mișcării profetice în aceste zile din urmă, iar caracteristicile subliniate de Iacov în dreptul lui Isahar ar trebui să se găsească în viața ta și în viața mea. Mai mult decât atât, aș vrea să vă spun, pentru aceia dintre dumneavoastră care vă luați notițe în această dimineață, aș vrea să vă subliniați un lucru important. Sunt Biblii care în conținutul lor au și anumite hărți incluse. Biblia aceasta pe care o țin acum în mână nu are hărți biblice, hărți care să ne ajute să înțelegem mai bine anumite aspecte ale Cuvântului Dumnezeu, traiectoriile și drumul parcurs de copiii lui Israel, un exemplu. Însă sunt Biblii care au atașate hărți. Dacă veți lua o astfel de Biblie și veți verifica, veți descoperi un lucru deosebit de important. În momentul în care a fost dat la sorți, ținutul pe care aveau să-l ocupe copiii lui Isahar, seminția lui Isahar, Sfânta Scriptură ne spune că în urma tragerii la sorți, la recomandarea lui Dumnezeu, la porunca lui Dumnezeu, Biblia ne spune că cei din seminția lui Isahar ocupau regiuni din centrul țării, din centrul Canaanului, am putea spune. Un lucru deosebit de important. Mai mult decât atât, Sfânta Scriptură ne spune că ținutul lui Isahar se întindea până la malurile Iordanului. Până la malurile Iordanului. Haideți să citim din Biblie, din cartea Iosua, capitolul 19. Vrem să înțelegem pe cine reprezintă seminția lui Isahar în aceste zile din urmă. Care sunt caracteristicile copilului Dumnezeu, poporului Dumnezeu, mișcării lui Dumnezeu în aceste zile din urmă și care este lucrarea în care noi trebuie să fim angajați. Mergem în Iosua, capitolul 19 și vrem să citim de aici, de la versetul
Haideți să citim de la versetul 17. Biblia spune: a patra parte a căzut prin sorți, atenție, lui Isahar, fiilor lui Isahar, după familiile lor. Și aș vrea să citim acum versetul 22 și 23. Atingea Taborul, Sahațima, Betșemeș și ieșea, atenție, la Iordan, 17 cetăți și satele lor. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Isahar, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor. Observați, Sfânta Scriptură ne spune că ținutul acesta pe care îl stăpunea seminția lui Isahar era un ținut care avea hotarele, era aproape de malul Iordanului. Erau sate, erau cetăți care aparțineau celor din seminția lui Isahar. Acum, în contextul studiului nostru din această dimineață, ba mai mult, pentru a înțelege cuvântul lui Dumnezeu și în alte aspecte, în alte subiecte, trebuie să ne reamintim, prietenii mei, că odată cu trecerea copiilor lui Israel a râului Iordan, ei se găseau în țara Canaan. Repet, este un lucru important. În momentul în care copiii lui Israel au trecut râul Iordan, ei se găseau în Canaan. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Iosua, la capitolul 4. Haideți să citim de aici, de la versetul 15. Vă aduceți aminte episodul cuceririi cetății Ierihonului. Iosua, capitolul 4. Și vrem să citim de aici, de la versetul 15. Domnul a zis lui Iosua: poruncește preoților care duc chivotul mărturiei să iasă din Iordan. Și Iosua a poruncit preoților: ieșiți din Iordan. Căci au ieșit preoții care duceau chivotul legământului Domnului din mijlocul Iordanului și când au călcat cu talpa picioarelor pe uscat, apele Iordanului s-au întors la locul lor și s-au revărsat ca mai înainte peste toate malurile lui. Poporul a ieșit din Iordan în ziua a 10-a a luna 1 și a tăbărât la Gilgal, la marginea de răsărit a Ierihonului. Observați, Ierihonul era foarte aproape de Iordan. Au trecut Iordanul și au ajuns în Ierihon, au ajuns în Canaan. Frații și surorile mele, este un lucru deosebit de important pentru noi. Seminția lui Isahar stăpânea chiar și zone învecinate, apropiate de Iordan. Dar ce reprezintă pentru noi Canaanul acesta? Canaanul acesta în care copiii lui Israel au intrat după ce au trecut Iordanul. Ce reprezintă pentru noi Canaanul în Sfânta Scriptură? Noi știm că Egiptul reprezintă păcatul. Egiptul reprezintă robia păcatului, reprezintă plăcerile lumii acesteia pe care noi trebuie să le lăsăm în urmă. Priviți ce spune Biblia în Iosua la capitolul 24. Iosua 24, vrem să citim împreună de la versetul 14. Iosua capitolul 24 și vrem să citim de la versetul 11 chiar. Aici Iosua se adresează copiilor lui Israel. Ați trecut Iordanul și ați ajuns la Ierihon. Locuitorii Ierihonului au luptat împotriva voastră. Amoriți, fereziți, canaaniți, hetiți, girgasiți, heviți, iebusiți, i-am dat în mâinile voastre. Am trimis înaintea voastră viespe pondărească și izgonit dinaintea voastră ca pe cei doi împărați ai amoriților, nu cu sabia, nici cu arcul tău. V-am dat o țară pe care nu o munciserăți, cetăți pe care nu le zidiserăți, dar pe care le locuiți, vii și măslin pe care nu-i sădiserăți, dar care vă slujesc ca hram. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Observați, Egiptul pus în contextul idolatriei
închinării false. Depărtați-vă de aceste lucruri. Nu mai slujiți acelor dumnezei falși. Și acum când ați trecut dincolo de râu, acum când ați intrat în țara promisă și stăpâniți cetăți pe care nu le-ați zidit, vii pe care nu le-ați sădit, mâncați din roadele țării, slujiți-i lui Dumnezeu din toată inima. Canaanul era un simbol al cerului, prietenii mei. Canaanul este un simbol al Ierusalimului ceresc. Pe aici ce spune Biblia în Cartea Evrei, la capitolul 11. Chemarea făcută de Dumnezeu lui Avram. Evrei, capitolul 11. Și vrem să citim de aici, de la versetul, haideți să citim de la versetul 8. Evrei 11, de la versetul 8. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece, într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat. Și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui. Și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacob, care erau împreună moștenitor cu el al aceleași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea, care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Biblia spune în versetul, haideți să citim de la versetul 13. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Versetul 16. Ce fel de patrii? Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Călătoria lui Avram în țara făgăduinței reprezintă pașii pe care noi trebuie să-i facem prin credință pentru a ajunge în cele din urmă în țara promisă, Canaanul ceresc, Ierusalimul ceresc. Acum, seminția lui Isahar reprezintă în aceste zile din urmă creștinii care trăiesc chiar în pragul Canaanului, care trăiesc chiar în pragul veșniciei. Iar caracteristicile pe care le-au avut cei din seminția lui Isahar trebuie să fie manifestate în poporul lui Dumnezeu în aceste zile din urmă, acum când ne găsim și noi pe malurile Iordanului și mai este foarte puțin, mai sunt câțiva pași și în curând vom vedea Ierusalimul ceresc, vom vedea țara promisă, vom avea parte de Canaanul ceresc pregătit de Dumnezeu. Isahar reprezintă pe acei copii credincioși al lui Dumnezeu care trăiesc în pragul veșniciei. Frații și surorile mele, cât de adevărat este lucrul acesta în aceste zile din urmă în care noi trăim. Și la fel, cum Dumnezeu a așezat pe Isahar în mijlocul țării, această seminție cu daruri deosebite vom vedea. La fel, Dumnezeu dorește să ne așeze și pe noi în aceste zile din urmă, în mijlocul oamenilor, în mijlocul cerului, spune Cartea Apocalipsei. Am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului. Noi suntem chemați să atragem atenția oamenilor. Dacă veți citi cu atenție Geneza 49, veți descoperi un lucru foarte important. Tatăl nu subliniază în dreptul lui Isahar nici un lucru negativ. Nu este menționat niciun lucru negativ. Dacă vom compara cu seminția lui Dan, dacă vom compara cu seminția lui Ruben și puteți continua dumneavoastră studiul, veți descoperi că în dreptul seminției lui Isahar, tatăl nu subliniază ceva negativ în cuvintele sale. De ce Dumnezeu a îngăduit ca prin tragerea la sorți seminția lui Isahar să fie pusă în mijlocul țării? Această seminție care poartă poveri, această seminție care
are dorința aceasta de a ajuta, de a sări în ajutor, de a veni în ajutorul celorlalți. Această seminție despre care Biblia spune că în ea era manifestat darul profeției. 1 Cronici, capitolul 12, versetul 32, Biblia ne spune că în mijlocul seminției lui Sahar existau oameni care înțelegeau vremurile și știau ce trebuie să facă Israel. Iar în mijlocul țării, această seminție, în mijlocul națiunii, acolo unde drumurile se întâlneau, putea spune, Dumnezeu a pus niște oameni cu daruri deosebite, cu calități deosebite, pentru a fi o influență bună pentru întreaga națiune. La fel este planul lui Dumnezeu pentru noi în aceste zile din urmă. Cartea Filipeni, capitolul 2, și vrem să citim de aici, de la versetul, haideți să citim de la versetul, 14. Filipeni, capitolul 2, și vrem să citim de la versetul 14. Păi ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieri, ca să fiți fără prihană, atenție, și curați. Copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Cum trebuie să trăim noi, spune cuvântul lui Dumnezeu? Să fim fără prihană, curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, nu undeva izolați, unde lumea să nu știe de noi. Să nu vadă influențele unei vieți transformate de cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru aceia dintre dumneavoastră care vă ia gura pe dinainte la momentul acesta gândindu-vă că fratele Andrei Orășanu vrea să ne spună că noi trebuie să rămânem în orașe, nu, frații mei, nu este cazul, aduceți-vă aminte că în ocaziile trecute am prezentat un subiect cu lux de amănunte, un mesaj echilibrat din cuvântul lui Dumnezeu în dreptul acestui subiect afară din orașe. Seminția lui Zabulon și cei 144.000. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne spune că această viață trăită fără vină, în curăție, în neprihănire, este o viață pe care noi trebuie să o trăim, chiar dacă în jurul nostru există o pandemie, nu de COVID-19, există o pandemie de păcat, de nelegire. În timp ce oamenii fură, noi nu furăm. În timp ce oamenii mint, noi nu mințim. În timp ce oamenii curvesc, noi avem familii credincioase, familii stabile, familii puternice. În timp ce toate păcatele colcăie în jurul nostru, în mijlocul acestui neam stricat, spune cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să fim asemenea lui Sahar. Noi trebuie să fim niște oameni care să ținem sus cuvântul vieții. Noi trebuie să fim acei oameni care trebuie să le spunem oamenilor în ce timp trăiesc. Dar mai mult decât atât. Noi trebuie să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă lucrarea pe care Domnul Hristos dorește să o facă în inima lor. Frații și surorile mele, sunt eu un Isahar în aceste zile din noi. Eu care trăiesc acum în pragul veșnicii. Cred că nu la întâmplare, cineva mi-a recomandat un program foarte popular care se desfășoară în aceste zile la nivel național, în țara noastră. Și chiar am fost foarte curios să văd și eu mesajul care este adresat în contextul acestor zile în care noi trăim. Și am ascultat o bună parte din mesaj, apoi în cele din urmă am încercat să spicuiesc aici și acolo pentru a înțelege tonul care se dă. Frații și surorile mele, vreau să vă spun cu durere în inimă că trăim vremuri într-adevăr grele. Dar sper ca în această ocazie de dimineață să înțelegem încă o dată lucrarea la care Dumnezeu ne cheamă în aceste vremuri din urmă. Am auzit oameni spunând că
Tot ceea ce vedem în lumea noastră astăzi nu este neapărat un semn al sfârșitului. Criza aceasta va trece, s-ar putea să mai treacă foarte, foarte mult până când vom vedea sfârșitul istoriei acestui pământ și ar trebui să fim foarte, foarte atenți cu aceste profeții apocaliptice, cu aceste mesaje de panică, de groază care stârnesc pe oameni. Un fel de pace și liniște modernă. Stați liniștiți, pentru că noi, cei care ținem cuvântul lui Dumnezeu în mână, nu niște păstori inculți care stau și pascoile pe dealuri, oameni fără diplomă, fără educație, fără pregătire, oameni care studiază cuvântul Dumnezeu, să nu credeți că Dumnezeu ne va ocoli pe noi ca să adreseze un mesaj prin altcineva neautorizat și nerecomandat de noi. Frații și surorile mele, vreau să vă spun, în această ocazie, Dumnezeu ne va arăta lucrarea pe care noi trebuie să o facem în aceste zile din urmă. În Geneza, la capitolul 49, în dreptul seminției lui Isahar, aș vrea să citesc. Geneza 49, însă de data aceasta, voi folosi traducerea Fidela, pentru că este important pentru studiul nostru în această dimineață. Geneza 49, și aș vrea să citesc de aici, de la versetul 14. Isahar, atenție, este un măgar puternic, culcându-se jos între două sau cele două sarci. Deci vreau ca să rețineți aceste lucruri. Isahar este prezentat nu ca orice fel de măgar, este un măgar puternic și el se apleacă nu pentru a duce o sarcină, ci Biblia spune, el se pleacă și se așează între două sarcini. Mai departe Biblia spune. Și a văzut că odihna era bună. Țara era plăcută. Și a plecat umărul să poarte povara și a devenit servitor care dă tribut, spune cuvântul. E bine, aș vrea să subliniem aceste lucruri în contextul studiului nostru din această dimineață. Isahar este prezentat ca un măgar puternic. Învățam aseară despre purtarea poverilor, cât de important este să purtăm poveri. Dar acest măgar puternic se apleacă între două sarcini, între două poveri. Apoi Biblia îl prezintă pe Isahar ca fiind cel care își apleacă umărul să ducă povara, el este un slujitor. Vreau să pun o întrebare dumneavoastră. Au fost mai multe ocazii în viața mea când am trebuit să duc anumite greutăți. Spre exemplu, dacă mă duc la Kaufland, la un magazin și trebuie să iau de acolo ceva, haideți să folosesc exemplu, niște baxuri cu apă. Imaginați-vă că ar trebui să iau niște baxuri cu apă de la un astfel de magazin. Și am nevoie să iau 4 baxuri cu apă. Sau 4 saci cu cartofi. 2 saci cu cartofi sau 2 saci cu ceapă. Imaginați-vă dumneavoastră. Cum vă gândiți dumneavoastră că ar fi cel mai potrivit ca eu să duc această greutate? Să iau cei 2 saci și să-i prind cu o singură mână și să încerc să duc greutatea aceasta cu o mână în mod dezechilibrat sau să iau un sac într-o mână și un sac în altă mână și să încep să duc greutatea aceasta. Eu cred că fiecare dintre noi cunoaștem răspunsul. Atunci când suntem chemați să ducem poveri, două poveri, două sarcini, două greutăți, este foarte bine, este foarte important ca noi să știm cum să le echilibrăm. Greutățile acestea, poverile acestea, care trebuiesc echilibrate. Frații și surorile mele, vreau să vă spun în această dimineață. Lucrarea pe care o va face Isahar în aceste zile din urmă, lucrarea în care se vor angaja copiii credincioși al lui Dumnezeu, în această ultimă parte a istoriei acestui pământ, nu este o lucrare dezechilibrată. Este o lucrare echilibrată. Este o lucrare în care suntem chemați să învățăm să păstrăm un echilibru. Să fim foarte atenți în lucrarea lui Dumnezeu.
cum vom face noi această lucrare și ce aspecte ale lucrării lui Dumnezeu trebuie să subliniem și cum trebuie subliniat într-un mod echilibrat. Isahar se așează între două poveri, între două sarcini. El nu duce poverile așa, ci poverile sunt echilibrate. Mi-aduc aminte când am mers pentru prima dată la soția mea în satul în care părinții ei au copilărit în Republica Moldova, în nordul Republicii Moldova, n-am să uit niciodată, bunica soției mele m-a trimis să aduc niște apă cu niște căldări de la un izvor de pe deal. Și mi-a dat un instrument, o corvoadă, o prăjină așa, în care bătrânii, pe vremuri am înțeles, obișnuiau să ducă căldări. Și mi-a fost foarte interesant că era un spațiu aici unde puneai la gât, în zona umerilor așa, la mijloc, și apoi două elemente de care puteai agăța căldările. Și m-am dus și am cărat căldările acelea cu apă. N-am să vă spun în momentul acesta cu câtă apă am ajuns acasă, dar important este că instrumentul acela ne ajuta ca să păstrăm un echilibru. Acum, haideți să analizăm din Sfânta Scriptură cuvântul acesta sarcină, povară, în contextul lucrării lui Dumnezeu în aceste zile din urmă. Și notițile dumneavoastră ar trebui să vă notați așa. Cuvântul povară, sarcină, ne trimite cu gândul la lucrarea de sfătuire, lucrarea de ajutorare, lucrarea de rezolvare a problemelor, lucrarea de împăcare a fraților, într-un cuvânt, lucrare misională, practică, lucrare pastorală, de îngrijire, de sfătuire, de încurajare, de îmbărbătare a poporului lui Dumnezeu. Și în această lucrare, această primă povară, trebuie să fim implicați noi în aceste zile din urmă. Haideți să citim câteva versete din Biblie. Mergem în Sfânta Scriptură, în Cartea Exodului, la capitolul 18. Cartea Exodului, la capitolul 18. Și vrem să citim de aici, de la versetul Exodul, capitolul 18, și vrem să citim împreună de la versetul, haideți să citim de la versetul 15. Chiar de la versetul 13 vom citi. A doua zi, Moise s-a așezat să judece poporul și poporul a stat înaintea lui de dimineață până seara. Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor și a zis: ce faci tu acolo cu poporul acesta? Cu poporul acela? De ce stai singur și tot poporul stă înaintea ta de dimineață până seara? Moise a răspuns socrului său: poporul vine la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu. Când au vreo treabă, vin la mine, eu judec între ei și fac cunoscute poruncile și legile lui. Socrul lui Moise a zis: ce faci tu nu este bine. Te istovezi singur și vei istovi și poporul acesta care este cu tine. Căci lucrul este mai presus de puterile tale și nu-l vei putea face singur. Acum ascultă glasul meu. Am să-ți dau un sfat. Și Dumnezeu va fi cu tine. Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să urmeze și ce trebuie să facă. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomii. Pune-i peste popor drept căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei să judece poporul în tot timpul, să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile sau problemele cele mai mici să le judece ei înșiși. În felul acesta îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Socrul îi spune: sarcina, povara aceasta pe care tu o poți, este prea grea. Te istovești și pe tine și istovești și poporul. Întrebare. Sarcina aceasta despre care vorbea socrul lui Moise. Nu vorbim despre o sarcină fizică. Moise nu ducea în spatele lui o greutate dimineață până seara.
Dar frații mei, Moise avea o povară. El era angajat în lucrarea de sfătuire. El, în dreptul lui veneau probleme mici, probleme mari. El era cel care sfătuia pe oameni, care încuraja, care îmbărbăta, îi ajuta pe oameni să vadă cuvântul, legile, poruncile lui Dumnezeu. Observați sarcina, povara lucrării acesteia, pastorale am putea spune, lucrarea de încurajare, de sfătuire, de îmbărbătare, de explicarea cuvântului Dumnezeu în mijlocul poporului Israel. Numeri, capitolul 11. Haideți să prezentăm un al doilea mare. Numeri, capitolul 11. Și vrem să citim de aici, din Numeri 11, de la versetul 16. Biblia spune: Domnul a zis lui Moise, având la mine 70 de bărbați dintre bătrânii lui Israel, din cei pe care îi cunoști ca bătrâni ai poporului și cu puterea asupra lor, adu-l la cortul întâlnirii să se înfățișeze acolo împreună cu tine. Și eu mă voi coborâ și îți voi vorbi acolo. Voi lua din Duhul care este peste tine și îl voi pune peste ei, ca să poarte împreună cu tine sarcina poporului și să nu o porți singur. Observați încă o dată. Sarcina, povara poporului. Frații și surorile mele, o povară, o sarcină în care noi trebuie să fim angajați și să ne plecăm umărul sub această povară în aceste zile din urmă, este lucrarea misionară practică, este lucrarea de încurajare, de îmbărbătare, de sfătuire, de mustare, de explicarea a cuvântului, a legilor și a poruncilor lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, trebuie să fii un măgar puternic pentru ca să te angajezi în această lucrare. De ce? Pentru că în această lucrare, toți aceia dintre dumneavoastră care ați fost vreodată implicați, la pachet cu efortul acesta, cu dorința aceasta de a te implica în nevoile și problemele oamenilor, adesea ai parte de niște situații la care niciodată nu te-ai gândit. Ascultați ce spune Moise în privința purtării poverilor, povara aceasta a purtării de grijă poporului. Cartea Deuteronom, la capitolul 1. Moise adresează cuvinte copiilor lui Israel și aș vrea să vă citesc de aici, de la versetul 9. În vremea aceea v-am spus, eu nu vă pot purta singur. Domnul Dumnezeul vostru v-a înmulțit și ea sunteți foarte mulți la număr ca stelele cerului. Domnul Dumnezeul părinților voștri să vă mărească de 1000 de ori pe atât și să vă binecuvinteze, după cum a făgăduit. Versetul 12. Cum aș putea să port eu singur pricinile voastre, povara voastră și certurile voastre? Observați ce avea de întâmpinat Moise în lucrarea aceasta de a purta poveri. Certuri. Probleme. Pentru aceia care sunt angajați în lucrarea pastorală și nu de puține ori am fost și eu martor astfel de lucruri. Mi-aduc aminte, poate sunt 10, 12, 15 ani. În timp ce îl ajutam pe socrul meu, lucrând ca pastor în Republica Moldova, n-am să uit niciodată, frații mei, de câte ori ajungeam la miezul nopții acasă, în timp ce familia se odihnea din comitete și din întâlniri cu familii în ceartă și oameni cu probleme, cu păcate și cu situații, în încercarea de a rezolva problemele copilului Dumnezeu. N-am să uit niciodată un moment când într-o biserică, pastorul bisericii a fost sunat de către poliție să vină și să despartă membrii bisericii care se băteau în mijlocul satului cu pietre și cu ciomege. Și erau și oameni în vârstă. Și de la ce se luptau? De la un copac crescut pe hat. Iar tu ca pastor, tu ca slujitor al Evangheliei, ești chemat să rezolvi toate bubele, ești chemat să te implici, să te sacrifici timpul tău, adesea sănătatea ta, în încercarea de a apropia pe oameni Dumnezeu. Frații și surorile mele, de aceea suntem chemați să fim
puternici. Isahar este un măgar puternic. Pentru aceia care vă gândiți dumneavoastră că lucrarea lui Dumnezeu înseamnă a împărți cărți și a bate la ușa oamenilor și a da o invitație la evanghelizare, vă înșelați. Lucrarea misionară are mai mult de a face decât noi ne gândim adesea. Vom trece prin situații la care niciodată nu ne-am așteptat, niciodată nu ne-am gândit. Și trebuie să fim puternici în a rezolva aceste probleme. Dar aduceți-vă aminte ce a spus în cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne spune, Isahar este un măgar care se așează între două poveri. Pe de o parte are povara aceasta de salvare de suflete, lucrarea misională, sfătuire, încurajare, îmbărbătare, rezolvarea problemelor, dar asupra umerilor săi apasă și o altă povară. Aș vrea să vă notați acum în Sfânta Scriptură și în notițele dumneavoastră cuvântul povară care prezentând lucrarea de explicare, de predicare a cuvântului profeției în aceste zile din urmă. Povară, sarcină, predicarea, explicarea, interpretarea corectă a cuvântului profeției în aceste zile din urmă. Aș vrea ca să vă citesc din traducerea Cordinescu câteva pasaje și apoi ne vom folosi și de traducerea Fidela pentru a înțelege un lucru important. Vă invit să mergem în Biblie în Isaia la capitolul 13. Isaia capitolul 13 și vrem să citim de aici versetul 1. Isaia 13, versetul 1. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 1 spune așa. Prorocie împotriva Babilonului descoperită lui Isaia, fiul lui Amoz. Deci avem o prorocie împotriva Babilonului, o descoperire dată de Dumnezeu lui Isaia. Mergem în Isaia 15 cu 1. 15 cu versetul 1. Prorocie împotriva Moabului. Observați, subliniați din nou, prorocie, Babilon, Moab. Isaia 19 cu versetul 1. 19 cu versetul 1. Prorocie împotriva Egiptului. Observați, Isaia 15 cu 1, Isaia 13 cu 1, 19 cu 1. Prorocie împotriva Babilonului, împotriva Moabului, împotriva Egiptului. Ascultați cum sună, de fapt, versetul acesta în original. Și mergem în traducerea Fidela, care, așa după cum am spus, este o traducere mai autentică a Sfintelor Scripturilor. Fidela, Isaia, capitolul 13, și vrem să citim de aici versetul 1. Ascultați ce spune Biblia aici. Versetul 1. Povara Babilonului pe care Isaia, fiul lui Amoz, a văzut-o. Ce a văzut aici Isaia, fiul lui Amoz? Mi-am citit prorocii. Este foarte adevărat. Dar cuvântul povară în sensul acesta, sarcina aceasta pe care o purta Isaia, avea de-a face cu primirea cuvântului profetic și rostirea soliei lui Dumnezeu a cuvântului profetic. Isaia capitolul 15 cu versetul 1. Povara Moabului, deoarece noapte arul Moabului este risipit și adus la tăcere. Observați, prorocie asupra Moabului, aici citim povara Moabului. Isaia 19 cu versetul 1. Povara Egiptului. Iată, Domnul călărește pe un nor iute și va veni în Egipt și idolii Egiptului vor fi clintiți la prezența lui. Observați, avem pasaje care ne prezintă primirea cuvântului profetic, rostirea, explicarea cuvântului profetic, ca fiind o povară. Cartea Ieremia, capitolul 29. Ieremia, capitolul 29. Și aș vrea să citim de aici, de la versetul Ieremia, haideți să citim din Ieremia, la capitolul, imediat vă spun, Ieremia, în capitolul 20 și
23, îmi cer iertare, Ieremia, capitolul 23, și vrem să citim de aici, de la versetul 31, și voi citi tot din traducerea Fidelă. Ieremia 23, de la versetul 31. Iată, spune Domnul, eu sunt împotriva profeților care își folosesc limba și spun, el spune. Iată, spune Domnul, eu sunt împotriva celor care profețesc visuri false și care le spun și fac pe poporul meu să rătăcească prin minciunile lor și prin ușurința lor. Totuși nu eu i-am trimis, nici nu le-am poruncit, de aceea ei nu vor fi de niciun folos acestui popor, spune Domnul. Și când acest popor sau un profet sau un preot te va întreba, spunând, ascultați, care este povara Domnului? Tu atunci să le spui, ce povară? Eu chiar vă voi părăsi, spune Domnul. Și cât despre profetul și preotul și poporul care va spune povara Domnului, făcându-se referire la profețiile sau cuvintele care vin din partea lui Dumnezeu, eu chiar vă voi pedepsi pe omul acela și casa lui. Astfel, să spuneți fiecare aproapelui său și fiecare fratelui său, ce a răspuns Domnul? Și ce a vorbit Domnul? Și povara Domnului să nu o mai amintiți, căci cuvântul fiecărui om va fi povara lui, pentru că voi ați pervertit cuvintele Domnului, celui viu, ale Domnului oștirilor Dumnezeului nostru. Astfel să spui profetului ce ți-a răspuns Domnul și ce a vorbit Domnul. Dar deoarece voi spuneți povara Domnului, de aceea astfel spune Domnul. Pentru că voi spuneți acest cuvânt povara Domnului și eu am trimis la voi spunând să nu spuneți povara Domnului. Poate mintea dumneavoastră este acum o confuzie. Cuvintele acestea, povara Domnului, făceau referire la acele profeții, acele cuvinte rostite de profeții falși, spunând, iată Domnul a vorbit, iată o prorocie din partea Domnului. Și Domnul spune, nu, eu i-am trimis. Frații și surorile mele, cei care sunt reprezentați de seminția lui Isahar în aceste zile din urmă, ei sunt angajați într-o lucrare echilibrată. Ei sunt un măcar puternic care se așează între cele două sarcini, ei își pleacă umărul și ridică povara aceasta. Ei sunt angajați în lucrarea misionară de salvare de suflete. Ei sunt angajați în lucrarea de încurajare, îmbărbătare, sfătuire, mângâiere. Ei sunt angajați chiar în rezolvarea de probleme în mijlocul fraților, în mijlocul oamenilor din lumea aceasta. Dar pe de altă parte, există o altă povară, există o altă sarcină care apasă pe umerii acestui măgar puternic. Este lucrarea de predicare, este lucrarea de explicare a cuvântului Dumnezeu, în mod special a cuvântului profeției în aceste zile din urmă. Și iată cum vedem acest dar manifestat în seminția lui Isahar. 1 Cronici, capitolul 12. Vreau să ne întrebăm, frații mei, suntem noi un Isahar în aceste zile din urmă? Suntem noi reprezentanți de seminția lui Isahar acum când suntem la hotarele Canaanului Ceresc? 1 Cronici, capitolul 12. Vrem să citim împreună de la versetul, 32. Din fiii lui Isahar, care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuie să facă Israel. 200 de căpetenii și toți frații lor erau pus sub porunca. Observați sabia aceasta cu două tăișuri. Echilibru în lucrarea lui Isahar. Ei se pricepeau în înțelegerea vremurilor, prima povară, dar știau ce trebuie să facă Israel, a doua povară. Frații și surorile mele, mulți dintre noi lucrăm așa. Lucrăm dezechilibrați și nu ajungem cu gălețile cu apă acasă. S-ar putea ca într-o căldare să nu avem niciun pic de apă, în cealaltă s-ar putea să mai avem ceva apă, pentru că noi facem o lucrare dezechilibrată. Mulți dintre noi avem zel. Da! Să mergem în lucrare misionară, să facem lucrarea de evanghelizare, să ne angajăm, să ducem cuvântul la oameni. Dar ce le spunem, frații?
dezechilibrați. Ajungem cocoșați adesea, handicapați din punct de vedere spiritual, pentru că avem zel, dar nu avem pricepe. Nu știm cuvântul care trebuie prezentat în aceste zile din urmă. Nu înțelegem lucrarea pe care noi trebuie să o facem. Nu înțelegem cuvântul pe care noi trebuie să-l prezentăm înaintea oamenilor. Adevărul prezent pentru aceste zile din urmă. În același timp, sunt aceia care sunt dezechilibrați în cealaltă parte. Ei sunt cu Daniel, ei sunt cu Apocalipsa, ei sunt cu evenimentele finale, ei sunt cu decretul duminical și speră ca prin subiecte legate de decretul duminical și de semnul fiarei să aibă vizualizări, să aibă mai multe like-uri. Și observați dumneavoastră, subiectele acestea, atenție frații mei, eu nu vorbesc despre punerea cuvântului profeției la o parte. Dar dacă cuvântul lui Dumnezeu nu va fi echilibrat, degeaba, înțelegem noi Daniel, Apocalipsa, evenimentele finale, ce se întâmplă în lumea noastră, știrile care ne arată că sfârșitul este aproape și profeția se împlinește. Dacă noi habar nu avem de lucrarea pe care Dumnezeu dorește să o facă în inima și în mintea noastră. O lucrare echilibrată este prezentată de cei din seminția lui Sahar. Nu doar profeția biblică, nu doar ce se întâmplă în lume, nu doar explicarea cuvântului Dumnezeu, dar lucrarea aceasta practică de lucrare misională. Lucrarea aceasta de a merge, de a vorbi cu omul, de a intra, de a bate la ușă, de a te ruga cu el, de a aduce o pâine, de a rezolva o problemă, de a sfătui o familie, de a te ruga împreună cu oamenii. Acestea sunt lucrările în care noi trebuie să ne angajăm. Frații și surorile mele, mulți dintre noi ne gândim că vom aduce revenirea lui Iisus Hristos mai aproape dacă noi, atenție, unii chiar cred că Domnul vine dacă noi dăm tragedia veacului la toți oamenii din lume. Nu, frații. Nu aceasta este problema cea mare. Slavă Domnului pentru cei care dau tragedia veacului. Slavă Domnului pentru cei care sunt implicați în lucrarea de corportaj, lucrarea de literatură. Dar vreau să vă spun, frații mei, dacă noi nu înțelegem scopul lui Dumnezeu, avem foarte mult de pierdut. Și adesea suntem împovărați, dezechilibrați și mulți dintre noi ajungem să renunțăm în a mai face lucrarea lui Dumnezeu. La fel ca o persoană care după ce duce o greutate pe o parte și lasă greutatea în cele din urmă, își dă seama că are probleme cu coloană și probleme de spate și nu mai poate face o lucrare în viitor. Mulți dintre copiii lui Dumnezeu au renunțat la lucrare doar pentru că au lucrat în mod dezechilibrat. Ei bine, cum dorește Dumnezeu ca noi să lucrăm? Aș vrea să vă citesc din cartea Tragedia Veacului, la pagina 594. Vom dori să subliniem încă câteva puncte în această dimineață și apoi ne vom ruga și vom încheia transmisiunea noastră în direct în această dimineață. Priviți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Pagina 594. Aș vrea să vă citesc de aici un citat foarte, foarte important. Ascultați. Pagina 594 din cartea Tragedia Veacului. Înainte de răstignirea sa, Mântuitorul a explicat ucenicilor că urma să fie dat la moarte și că va învia din mormânt, iar îngerii au fost de față pentru a imprima cuvintele lui în minte și în inimă. Dar ucenicii așteptau o eliberare pământească de sub jugul roman și nu puteau suporta gândul ca acela în care își consacraseră toate nădejdile să sufere o moarte atât de rușinoasă. Cuvintele de care trebuiau să-și amintească au fost alungate din minte, iar atunci când a venit timpul încercării, i-a găsit nepregătiți. Moartea lui Iisus a distrus atât de deplin nădejdile lor ca și când Iisus nu i-a avertizat niciodată. Atenție! Tot astfel, în profeții, viitorul ne este descoperit prin cuvintele Mântuitorului. Evenimentele legate de încheierea timpului de har. Și de lucrarea de pregătire pentru timpul de probă sunt prezentate lămurii.
Dumneavoastră vedeți echilibrul în acest citat. Evenimentele legate de încheierea timpului de har. Ce se va întâmpla până la momentul închiderii harului? Ce urmează să vină în lumea noastră? Sunt prezentate lămuriri. Dar profetul spune, nu numai asta ne prezentat lămuriri, ci și lucrarea de pregătire în timpul de probă. Nu doar o povară, ci cealaltă și lucrarea de pregătire în timpul de probă, spune, au fost prezentate lămurit. Dar mulțimile nu înțeleg mai bine aceste adevăruri importante și sunt pentru ele ca și când nu le-ar fi fost descoperite niciodată. Vreau să te întreb, fratele meu. Tu schimbi canalul de pe Facebook să asculți altă predică când nu mai auzi ceea ce tu vrei să auzi? Să vă dau un exemplu. Când e vorba de evenimentele finale, când e vorba de profeții, de decretul duminical, de știri, de lucruri, de ce se întâmplă, chiar lucruri reale, stai cu gura căscată. Când îți vorbește cineva despre blândețe, umilință, smerenie, iertare, iubire, spirit voios în slujire, asta e pentru, asta e lapte. Asta este lapte. Dezechilibrați, frații. Dezechilibrați și nu înțelegem ce înseamnă, de fapt, lucrarea lui Dumnezeu în aceste zile din urmă. Ascultați încă o dată ce spun. Evenimentele legate de încheierea timpului de har și de lucrarea de pregătire pentru timpul de probă sunt prezentate lămurit. Dar mulțimile nu înțeleg mai bine aceste adevăruri importante. Și sunt pentru ele ca și când nu le-ar fi fost descoperite. Satana vechează să răpească orice impresie care i-ar putea face înțelepți spre mântuire. Iar timpul încercării va găsi nepregătiți. Ce face Satan? El spune celor care sunt cu profeția, cu evenimentele finale. Dați-i înainte. Stabiliți date, că sunt mulți care stabiliți date. Stabiliți date, fixați cifre, aflați tot ce se întâmplă cu iezuiții, cu iluminații, cu framasonii, cu agendele acestea secrete. Dați-i înainte cu toate aceste lucruri. Lucruri bune, dați-i înainte. Și cu toate că știm acestea, diavolul spune, pentru mine este suficient un lucru. Tu să nu știi pregătirea pe care tu trebuie să o ai la nivel personal. Pregătirea caracterului pentru a face față acestor evenimente. Aceasta este o categorie în care mulți sunt prinși, frații mei, mulți sunt prinși în predicarea evenimentelor finale, în predicarea adevărului. Sunt oameni care dau cu bâta, cu bâta, ciobănește, aș putea spune, în mijlocul copilului Dumnezeu. Nu auzi niciodată despre pocăință, nu auzi niciodată despre religia inimii. Pentru ei cel mai mare dușman e papa. Dați-mi voie să vă pun o întrebare în această dimineață. Mă ascultați cu atenție. Dacă diavolul moare astăzi, ce credeți dumneavoastră? Păcatul continuă în lume? Da sau nu? Dacă diavolul ar muri astăzi și am primit un anunț pe Facebook, da? Sau pe telefonul nostru mobil, Satan a murit. Ce credeți dumneavoastră? Păcatul, care este problema centrală în univers, ar continua în lumea aceasta? Da sau nu? Frații mei, fără nicio problemă. Pentru că noi nu suntem ispitiți numai din afară. Noi suntem ispitiți de unde? Dinăuntru. Cele mai mari ispite, cel mai mare dușman este aici, e firea noastră pământească. A doua întrebare. Ce credeți dumneavoastră? Dacă anticristul profeției biblice, papalitatea, ar ieși din scenă, n-ar mai exista în momentul acesta pe pământ? Întrebare. Ce credeți? Păcatul ar continua pe pământul acesta? Pe tine cine te-a pus să te uiți la ce te uiți, papa? Pe tine, în momentul în care ți-ai pierdut cumpătul și ai strigat la soția ta și la copiii tăi, cine te-a ispitit să faci lucrul acesta? Papa? Frații și surorile mele, vreau să vă conștientizez asupra unui lucru. Dacă Evanghelia ta este limitată doar la aceste lucruri exterioare. Ce fac masonii? Ce fac iezuiții? Ce face America? Ce face Trump? Ce face Papa? Ce face X? Ce face Y? Ce se întâmplă încolo și dincolo? Ești într-un mare pericol.
Pentru că motivația ta este una greșită. Atenție! Este o povară care trebuie să apese pe umerii noștri de a predica, de a profetiza, de a explica profețiile pentru acest timp. Dar mai mult decât atât, este nevoie ca noi să înțelegem lucrarea pe care noi trebuie să o facem în aceste zile din urmă. Dați-mi voie să vă spun. Știați dumneavoastră că sunt oameni astăzi în biserică care sunt dispuși să prece despre Apocalipsa Speranței, dar n-ar predica niciodată ce ar trebui să facă poporul lui Dumnezeu la Odiseea în aceste zile din urmă. Dezechilibrați. Dezechilibrați. Noi suntem dispuși să predicăm Daniel și Apocalipsa, să arătăm fiara, ca schimbat și așa mai departe. Dar când noi schimbăm în mijlocul nostru cuvântul lui Dumnezeu și aducem spiritul lumii din afară înăuntru, nu mai este nimeni dispus să procedeze asemenea lui Sahar și să spună ce trebuie să facă poporul lui Dumnezeu acum când vremurile se împlinesc. O, frate și surori, iar cei care o fac, cei care sunt unii Sahar în aceste zile din urmă, ajung, frații mei, să fie priviți cu ochi critici. Nu le ascultați pe acești fanatici și pe acești extremiști. Pe de cealaltă parte, avem pe aceia, frații mei, care într-adevăr identifică problemele din biserică, ei spun asta trebuie de corectat, asta, 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 dar ei nu mișcă niciun deget în privința lucrării de salvare de suflet. Nu-i vezi niciodată pe teren lucrarea misionară. N-auzi niciodată despre lucrarea de evangelizare. Nu-i vezi niciodată vizitând o familie. Ei văd numai răul și problemele din biserică și le subliniază în așa fel încât la sfârșit spui, atunci e clar, n-are niciun rost. Frații și dumneavoastră înțelegeți că trebuie să ne așezăm la mijloc. Isahar trebuie să se așeze la mijloc. Noi trebuie să fim angajați în lucrarea lui Dumnezeu. Întrebarea în această dimineață rămâne. Ce fel de evanghelie prezinți Isahar? Andrei Orășan, evanghelistul, predicatorul, colportorul, pastorul, misionarul, ce fel de evanghelie? Evanghelia pe care noi o prezentăm are de a face numai cu aceste lucruri din exterior? Sau lovește în dușmanul nostru cu care avem de luptat în fiecare zi? Care nu este numai diavolul, nu este numai lumea aceasta, spiritul lumii, ci este firea noastră pământească. Frații mei, fugiți! Luați-o la goană din acele biserici, din acele cercuri, din acele grupe unde oamenii vorbesc despre iezuiții din afară și n-au timp să vorbească despre iezuiții dinăuntru. N-au timp să vorbească despre cei care s-au infiltrat în viața noastră. Ne uităm cine dă mâna cu papa și cine dă mâna cu în ecumenism și așa mai departe. Dacă noi dăm mâna în ecumenism la noi acasă, în păcatele noastre secrete, acolo să nu zică nimeni nimic despre lucrul acesta. Frații mei, vom ajunge în cele din noi și aceia și noi să ne unim cu acea putere pe care ne-am demascat-o și am crezut că noi vom rămâne de partea adevărului. Ce evanghelie predicăm noi în aceste zile din urmă? Este o evanghelie care să lovească în dușmanii împotriva cărora avem de luptat în fiecare zi. Sus în cer nu va fi papă, nu va fi nici Donald Trump, nu va fi niciunul dintre aceia care împing toate agenda aceasta nelegiuită în lumea noastră, secretă. Frații și surorile mele, care este motivația ta și motivația? Și cât de puțin sunt aceia? În 14-15 ani de lucrare misionară, vreau să vă spun, cred și știu cu siguranță că au fost momente și în viața mea când am lucrat, frații mei, poate așa, dezechilibrat. Poate am subliniat anumite lucruri, eșuind să subliniez altele. Însă e foarte greu în aceste clipe ale istoriei acestui pământ să mai găsim slujitori consacrați asemenea celor din Isahar care să facă această lucrare în mod echilibrat. În mod echilibrat. Care este scopul lui Dumnezeu în a înțelege vremurile în istoria acestui pământ? Știți, cartea Apocalipsei spune că diavolul înțelege timp. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 12, spune: bucurați-vă cerul și voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că mai are puțină. El știe. El știe. Întrebare, va fi mântuit? Va fi el salvat?
Pentru că el știe că mai are puțină vreme. Dar de unde știe că mai are puțină vreme? Vă este greu de crezut. Dar el studiază Apocalipsa. El studiază Apocalipsa. Apocalipsa, capitolul 1 cu 3, spune cartea Apocalipsei a fost scrisă pentru ca noi să înțelegem că mai avem puțină vreme. Vremea este aproape. El studiază Daniel. Daniel 2 cu 28. Visul datului Nebucadnețar, chipul, era cu privire la vremurile din urmă. Cartea Daniel are de-a face cu vremuri îndepărtate. Daniel 8 cu versetul 17, 26. Du-te, Daniel! Diavolul le studiază. Dar nu-l va salva, frații. Și noi le studiem. Știm să explicăm una, și a doua, și a treia, și a patra, și a cincea, și a zecea. Dumnezeu spune. E bine. Dar ești dezechilibrat. Cartea Proverbe, capitolul 22. Proverbe, capitolul 22. Și am vrea să citim de aici versetul 3. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Proverbe, capitolul 22 și am vrea să citim versetul 3. Omul chipzuit vede nenorocirea și se ascunde. Dar proștii merg înainte și sunt pedepsiți. Ce face omul chipzuit? El vede ceea ce vine, dar nu suficient că vede. El trebuie să și acționeze. Eu, frații mei, vreau să spun, unii dintre noi ne ascundem mai mult, căutăm să ne ascundem în pește, în păduri, lucruri bune. Atenție, nu mă înțelegeți greșit, e latura aceea, e povara aceea care trebuie să o purtăm. Dar ieșuăm în a ne ascunde în Hristos. Plecăm cu aceleași caractere în munți, în sate izolate, să ne protejăm de fiară, dar plecăm cu fiara după noi din nou. Și nu uitați, frații mei. Știți câte probleme există chiar în mijlocul fraților retrași. Mergeți, faceți dumneavoastră o vizită și vizitați pe oamenii aceștia care sunt retrași. Dacă nu e prezent Spiritul lui Dumnezeu, chiar acolo, în mijlocul naturii, sunt prezente și ispitele celui rău. Pentru că noi fugim de laptop, fugim de internet, fugim de calculatoare, fugim de muzică, fugim de moda lumii, dar uităm că avem aici niște probleme nerezolvate și le luăm cu noi oriunde noi fugim. Frații și surorile mele, Dumnezeu ne cheamă să ne pregătim pentru sigiliul lui Dumnezeu. În cartea Mărturii pentru pastori și slujitori Evangheliei, la pagina 445, aș vrea să vă citesc de aici un citat. Cine va primi sigiliul lui Dumnezeu? 445. Dar ce spune? 445 mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei. Atenție! Aceia care biruiesc lumea, firea pământească și pe diavolul vor fi cei favorizați care vor primi sigiliul viului Dumnezeu. Aceia ale căror mâini nu sunt curate, a căror inimă nu a fost curățită, nu vor primi sigiliul acesta. Decretul duminical, semnul fiare vine, semn 666, chipul! Dumnezeu spune, ai biruit firea pământească, ai biruit pe diavol, ai biruit spiritul lumii acestei. Dar noi ne pregătim pentru încercare. Frații și surorile mele, cât de mult ar trebui să ne rugăm noi la Dumnezeu acum să țină vânturile pentru ca noi să ne rezolvăm problema nu cu Papa. Să ne rezolvăm problema cu noi înșine, în mod special. Pentru că altfel, noi nu vom primi sigiliul lui Dumnezeu. Ce fel de Evanghelie promovez eu? Ce fel de evanghelie predic eu, Andrei Orășanu? Ce fel de lucrare faci tu, frate și soră, în momentul acesta? Ce subliniem noi? Suntem noi angajați în lucrarea aceea echilibrată? Pentru că un studiu corect al profeției trebuie să-i conducă pe oameni să reflecte caracterul Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să citim din cartea
Marcu la capitolul 1, versetul 14. Vrem să ne uităm la modelul Domnului Iisus. Marcu capitolul 1, de la versetul 14. Iar pentru aceia dintre dumneavoastră care sunteți totuși, cum să zic, aveți nevoie de un echilibru în privința înțelegerii timpului în care noi trăim și aveți întrebări în legătura subiectului când va fi impus semnul fiarei, nu ca o dată, evenimentele finale, vă recomand ca începând cu ora 11, când noi vom întrerupe transmisiunea în această dimineață, să urmăriți prezentarea fratelui Gotfried Ghirișii pe canalul lui de Facebook. Acolo va fi discutat un subiect important pentru noi în aceste zile din urmă. Marcu capitolul 1, de la versetul 14. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Și el zicea, s-a împlinit vremea. Și îmi place șiul acesta. E ca spațiul la corvoada aia care vă spuneam, prăjina aceea de dus căldările cu apă. Și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă. Și credeți în Evanghelie. Aceasta a fost echilibru manifestat în lucrarea Domnului Iisus. Nu numai împărăția celui este aproape. S-a împlinit vremea. Se împlinesc profețiile. Se împlinește Daniel. Se împlinește Apocalipsa. Și împreună cu aceste mesaje, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iată lucrarea care Dumnezeu vrea să o facă în inima noastră. Multe persoane îmi scriu și spun, frate, ce carte ne recomandați de studiat Daniel și Apocalipsa? Și am avut ocazia în câteva rânduri să vizitez anumite librării, atât în țara noastră, cât și peste hotare. Și mă interesează și pe mine subiectul acesta. Tot timpul încerc să învăț. Sunt atent la câteva aspecte. Unul, sunt anumite profeții care trebuie să înțelese în mod corect. Dar ce mă interesează cel mai mult? Nu este fier, aramă, lut, piatră și așa mai... 10 coarne, 2 coarne, de miel. Nu acestea sunt aspectele care mă interesează cel mai mult. Ci cel mai mult mă interesează, frații mei, să văd îmbinată explicația cuvântului profeției, timpul în care noi trăim, cu lucrarea lui Hristos în inima noastră. Și dacă acest lucru nu este prezentat într-o carte, într-un manual de predare a profeției, vă spun, atunci ceva este greșit din start. Pentru că noi n-am înțeles scopul moral al profeției biblice. Cartea 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 19, este ultimul nostru verset în această dimineață. Voi încheia totuși cu un citat și ne rugăm. 19. 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 19. Ce lucrare va face cuvântul profeției? Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață. Unde? În inimile voastre. Ce va face cuvântul prorociei? Va pune luceafărul de dimineață în inima noastră. Cine este luceafărul de dimineață? Apocalipsa 22 cu 16 spune, luceafărul de dimineață este însuși Domnul Iisus Hristos. Și când Hristos este prezent în inima ta, nu mai trăiești. Nu mai vorbești tu. Hristos vorbește prin tine. Nu te mai îmbraci tu cum vrei. Te duci la oglindă și întrebi pe Domnul Iisus, Doamne, ce zici? Pot să ies cu îmbrăcămintea aceasta afară din cameră? Pot să mă îmbrac în felul acesta înaintea fraților mei? Adam și Eva, când au ieșit din grădina Edenului și se uitau la hainele acelea din piele, piele care nu creștea în copaci, piele care a fost luată în urma unei jertfe și îi aduceau aminte mereu, pentru ca ei să fie acoperiți, pentru ca ei să fie îmbrăcați, cineva nevinovat a trebuit să moară. Și când eu ies afară cu fusta aceea scurtă, cu decolteul acela, cu îmbrăcămintea aceasta lumească, firească, pământească, mai întâi de toate trebuie să mă întreb, Doamne, a cui este moda aceasta? În ce spirit îmi trăiesc eu viața mea? Și puteți, frații mei, să luați de la lucrurile neînsemnate până la cele mai profunde. Cine vorbește, Doamne, acum? Miel, dar vorbesc ca un balaur. Acestea sunt lucrurile pe care Dumnezeu dorește să le aducă în inima noastră. Nu 7 capete, 10 coarne, 7 plăgi, atâtea plăgi, lăcuste, cu cap de ăla, cu păr lung. Frații mei, acestea sunt detalii importante care ne ajută să înțelegem timpul în care noi trăim.
Dar Hristos spune, așează-te între cele două poveri și nu uita de lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă în inima ta. În Mărturii volumul 5 ne este prezentată o categorie a celor care știu evenimentele finale. Ei înțeleg profețiile biblice. Știu să explice Biblia verset cu verset. Dar nu vor primi sigilul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că au lucrat dezechilibrat. Dezechilibrat. Cartea Mărturii volumul 5. Și aș vrea să citim de aici din Mărturii volumul 5. Pagina 213-214. Nu toți cei care mărturisesc a păstrat sabatul vor fi sigilați. Printre cei care învață pe alții adevărul, sunt mulți care nu vor primi sigilul lui Dumnezeu pe frunțile lor. Ei nu învață minciuna. Ei învață adevărul. Ei au lumina adevărului. Cunosc voia stăpânului lor. Înțeleg fiecare punct din credința noastră. Dar ei nu fac fapte corespunzătoare. Aceștia care sunt atât de familiarizați cu profețiile, cu comorile înțelepciunii divine, ar fi trebuit să acționeze în armonie cu credința lor. Ei ar fi trebuit ca printr-o familie bine ordonată, consacrată, să poată prezenta lumii influența adevărului asupra inimii omenești. Ei știu Daniel, ei știu Apocalipsa, ei cunosc evenimentele finale, cunosc. Dar spune, în viața Domnului se văd fapte. Și în mod special, religia este testată la nivelul familiei. La nivelul familiei. Din cauza lipsei de consacrare și de evlavă și a faptului că au dat creștin a atinge un înalt standard religios, i-au făcut și ca și alte suflete să fie mulțumite cu starea lor. Oameni cu judecata mărcinită nu pot vedea că luând ca model pe acești oameni care le-au deschis atât de des comorile Cuvântului lui Dumnezeu, își pun în primejdie sufletul lor. Iisus este singurul model adevărat. Fiecare trebuie să cerceteze acum Biblia pentru sine pe genunchi, înaintea lui Dumnezeu, cu inima umilită și gata de a primi învățătură, ca un copil, dacă vrea să cunoască ceea ce Dumnezeu cere de la el. Oricât de înalt ar fi favoarea în care un slujitor stă înaintea lui Dumnezeu, dacă neglijează să urmeze lumina care i-a dat-o Dumnezeu, dacă refuză să se lase învățat asemenea în copilaș, va ajunge în întuneric. Iar înșelăciunile și voia lui Satana vor duce și pe alții pe același drum. Niciunul dintre noi nu va primi sigilul lui Dumnezeu atâta timp cât caracterele noastre au o zbârcitură și o pată pe ele. Nu! Ne este lăsată remedierea caracterului nostru, curățirea templului sufletului de orice întinăciune. Atunci, ploaia târzie va cădea asupra noastră, așa cum ploaia timpurie a căzut asupra ucenicilor în ziua 50. Fie ca Dumnezeu să ne ajute în această dimineață de sabat sfânt, să ne așezăm între cele două poveri. Să fim binecuvântați de Dumnezeu. Și vreau să vă spun încă o dată, iubiți frați la sfârșit, puțin sunt aceia care lucrează asemenea lui Sahar în aceste zile din urmă, care înțeleg vremurile și care știu ce trebuie să facă Israel, pregătindu-ne pentru sigiliul lui Dumnezeu. Căutați-vă, apreciați-vă, încurajați-vă și rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea acest echilibru în mod deosebit în viața dumneavoastră. Amin. Vă invit să ne rugăm la sfârșit. Părinte veșnic care tronezi în cer, venim înaintea ta în aceste momente de sabat sfânt de dimineață, recunoscători pentru tot ceea ce tu ai făcut pentru noi, pentru cuvântul pe care l-am studiat. Adu-ne aminte, Doamne, ceea ce trebuie să diruim, pentru ca în cele din urmă să fim văzuți de tine niște persoane sigure de încredere, în dreptul cărora sigiliul tău să poată fi pus. Ajută-ne, Doamne, să biruim firea pământească în mod deosebit. Cunoaștem atât de multe lucruri despre ce se întâmplă în lumea noastră. Dar asemenea lui Petru, noi nu ne cunoaștem pe noi înșine.
nu ne vedem, Doamne, așa cum ne vezi Tu. Și Te rugăm să ne ierți. Ajută-ne să ne luăm mai mult timp să înțelegem lucrarea pe care Tu dorești să o faci în viața noastră. Și chiar și prin studiul acesta, acelor 144.000 și 12 seminții ale lui Israel, să înțelegem, Doamne, lucrarea care Tu vrei să o faci la nivelul inimilor noastre. Ne punem viața în mâna Ta în această dimineață. Te rugăm, Doamne, pentru slujitorii Tăi, pastori, evangheliști, misionari, colportări, laici. Oferă-ne, Doamne, echilibru în lucrarea la care ne-ai chemat. Și fă ca multe suflete să fie mântuite prin Tine, Doamne. În numele Lui Iisus Te-am rugat să ne ajuți. Acum când și noi dorim să ne plecăm umărul sub povara lucrării Tale. Amin. Iubiți prieteni, Dumnezeu să vă binecuvinteze în această zi de Sabat Sfânt. Programul de transmisie în această dimineață a luat sfârșit prin Harul lui Dumnezeu, urmând ca să ne întâlnim în această seară, începând cu ora 19.30, vom transmite în direct în această seară Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să fie cu noi cu toții.